La Neninoi Noi s-a încheiat numărătoarea voturilor, astfel viitorul Consiliu Raional va fi dominat de partidele pro-europene care vor deține 20 de mandate din cele 33, după cum urmează PLDM 9 mandate, PDM 6 mandate, PL3 și blocul Iurieleancă Leancă 2 mandate. PSRM și PCRM obțin câte 5 mandate, iar partidul nostru 3. Alta este situația în Consiliul Orășenesc neninoi Noi, unde socialiștii obțin 8 mandate, PCRM și partidul nostru câte 5 mandate, PLDM și PD câte 2 mandate, iar blocul Iurieleancă va avea un consilier orășenesc. Din primul tur nu a fost ales primarul orașului. În cel de-al doilea scrutin, bătălia se va da între candidații Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor. Și în majoritatea satelor din raion primari urmează să fie aleși în turul 2, edilii noi fiind aleși în doar 11 din cele 26 de primării. Octavian Zelinski de la Neninoi pentru Elita TV.